Nimeni nu poate sluji și lui Dumnezeu și lui Mamona. Deci e o chestiune pe viață și pe moarte. Sufletul și trupul sunt două lucruri distincte. Sfinții Părinți ne arată. Trupul se hrănește cu hrană, mintea se hrănește cu citire, sufletul cu rugăciune. Deci trebuie să ne adaptăm în așa fel să-l putem lepăda pe Mamona, adică pe diavolul, că așa îi dă denumirea lui. De aceea vă zic vouă, nu trebuie să fiți atât de preocupați ce veți mânca sau cu ce vă veți îmbrăca. Și spun eu, are nu-i sufletul mai mult decât hrana și decât trupul și decât îmbrăcămintea? Exact ce v-am spus eu până acum. Trăiești 50 de ani în huzur, îți faci de cap, destrăbălezi, te simți tu nu știu cine, cel mai mare șmecher, cel mai mare borfaș, cel mai mare macho. Dar în momentul când ai pus mâinile pe piept în sicriu, rămâne doar sufletul. Trupul se întoarce în pământ acolo unde se descompune din ce a fost el făcut. Așa spune rugăciunea de dezlegare. Sufletul să se ducă de unde a luat ființă, iar trupul să se dea firii de tine zidite și să meargă în țărână să se desfacă din ceea ce a fost alcătuit. Deci, ceea ce eu întrețin, cu lux, cu moft, cu... Ați văzut ce nu se inventează acum? Mii de școli de bucătărie, mii de școli de modă, mii de școli de înfrumusețare, mii de școli de tot felul, tot ce-i modern. Ei, astea nu pot da o zi în plus vieții. De ce? Pentru că zilele sunt al lui Dumnezeu, a Domnului sunt zilele și vremile și anii. Și cum spune acolo, nu este vouă, știi, anii și vremile. De ce? Poate cineva să spună, eu am trăit 90 de ani, nu știi dacă ajungi până mâine. Dar dacă te rogi lui Dumnezeu, Dumnezeu poate să-ți dea acea lungime de zile sau vârsta patriarhală. Dar ce fel de vârstă este vârsta patriarhală? Vârsta înțelepciunii duhovnicești. Când ai un bătrân, și știți proverbul, nu-i proverb, că e doar o poveste, ea are două forme adaptate, eu le-am făcut la școală când eram copil. O mamă, care înseamnă iubirea biologică și sentimentul ăla matern, care totdeauna iartă, trece și acoperă, avea un copil puturos și îl trimitea la muncă. Și el venea seara cu 5 lei, tatu-i lua și-i arunca pe foc. Și mama s-a zis, dar cum îți bați joc de munca copilului nostru? Lasă-mă, femeie, că ești proastă. Într-o zi ăsta, văzând ce face tatăl său, l-a mustrat conștiința și chiar s-a dus. A arat, a semănat, a dus la moară, a muncit el, a făcut corvoadă prin sat și a primit seara 10 lei. Tatăl i-a luat și a aruncat în foc, a băgat mâna în foc pe ei. Da, da, uite, acum băiatul nostru s-a înțelepțit, ăsta-i banul muncit. De ce? Era jertfa lui și transpirația lui, știa să-l prețuiască. Degeaba iei mașină, degeaba iei casă, degeaba iei costum Armani, degeaba îl tunzi ca pe Alin Delon, că el e tot un mare zero dacă nu știe ce înseamnă acel efort și acea muncă depusă de doi părinți stoviți și care n-au noaptea somn să gândesc cum să-i facă toate voile. E bun, dar nu-i bun. E bun, dar nu-i sănătos. E bun, dar nu-i folositor. Deci el trebuie să învețe el cum se câștigă 5 lei și atunci tu închizi ochii cu bucurie și știi că ai lăsat în urmă un măr sănătos fără vierme care să va străca înăuntru. Așa spune banul strângătorului în mâna risipitorului. Alt părinte de același fel, de ce vorbesc de bătrâni înțelepți, și să o știți și pe asta, că ea e veche în popor, nu e o noutate, dar poate modul cum vă spun poate să strânească curiozitatea. Un mare șef, sau ce conducea comunitatea respectivă, a spus așa, domnule, pe ăștia nu-i poți distruge, au prea mulți bătrâni, sunt înțelepți, trebuie să găsim o lege să eradicăm bătrânii. Și bineînțeles că împăratul respectiv, sau ce era el conducătorul zonei respective, a dat ordine și le-a spus tinerilor, vreți bani, vreți putere, vreți funcții, scăpați de bătrânii voștri. Ăștia sunt o pacoste pe popor, să nu-i mai ținem. Și azi se spune că pensionarii sunt o pacoste pe popor, deci sunt plus deja, n-au bani la buget să-i întrețină, că sunt mari salariile la aia care stau degeaba. Ei, și zis și făcut, i-au ucis pe părinți, dar un copil bine educat,
N-a îndrăznit să facă lucrul ăsta și a băgat pe tată sub beci. Astăzi e mai ușor, îl duci la paliative, îl duci la azil, scap de el dacă vrei. Nu mai încurcă societatea. Și în clipa respectivă, când a văzut că nu mai este niciun bătrân, împăratul respectiv s-a adresat comunității respective și a spus așa: vă iert și nu vă distrug pe toți și nu vă cotropesc satul și nu vă tai și prin sabie și nu vă ucid dacă mi-aduceți ca mărturie la curtea mea o funie împletită din nisip. Păi, s-au strâns ăștia și au bătut creierul, cum se face o funie din nisip? Doar nisipul fuge. Băiatul ăsta a tăcut din gură și s-a dus discret la tatăl său și a spus așa: uite ce încurcătură avem noi aici în sat de când e împăratul ăsta îndărătnic care vrea să ne cucerească. Stai liniștit, fiule, nu te tulbura. Ia-ți doi, trei băieți mai îndrăzneți, du-te, îngenunchează în fața lui și spune așa: împărate, de trei zile împletim funii de nisip, dar mereu ne certăm între noi că nu știm cum o vreți împletită și cât de groasă. Să ne dați o bucată de izvod ca să știm ce avem de făcut. Și împăratul a înghețat. N-a zis nimic, a spus: nu, nu mai faceți, nu mai am nevoie. Dar după aceea a spus supușilor: încercați să cotrobăiți tot satul. Ăștia mai au un bătrân. Deci, vedeți? Deci, asta este înțelepciunea luminii acelea care spune așa: luminătorul trupului este ochiul, dacă ochiul e curat și trupul va fi luminat. Deci când mintea ta și gândirea e perfectă și sănătoasă, Dumnezeu te luminează la lucruri bune și la direcții total plăcute lui Dumnezeu. Deci astea sunt cărările luminii, astea sunt cărările luminii, astea sunt cărările care duc la viață, că eu am venit să aibă lumea viață și să o aibă din belșug. Când slujești lui Mamona prin slăbiciuni, că nu se supără Dumnezeu că ești tu puturos sau leneș, dar se supără că persiști în ele. Nu se supără că ești desfrânat și nepăsător, se supără că stai în desfrânare și nu te ridici. Ca cădeai omenește, asta în păcat îi drăcește, numai a te ridica îngerește.